Bună seara tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, luna, venus, ascendent și nodul nord în gemen pentru aprilie 2020. o să vă rog să-mi scuzați manicura dacă mai vedeți ceva probleme, da? La nivelul ăsta vă rog frumos să mă scuzați, -am, tocmai m-am mutat din apartament înapoi acasă, două camere am umplut doar cu lucruri strânse în șase luni de zile. Vă dați seama că trebuie să le pun la loc. În curând o să încep să lucrez în atelier, să lucrez, să etalez și atunci o să... Teoretic ar trebui să vin cu etalările la timp. În fine, acum haideți să vă povestesc. Să vă povestesc ce mesaj ați primit. Încep cu ce mai frumos, da? Dragoste adevărată. Știți că e cartea mea preferată din această serie, și una, dar pe locul ău evident, și pentru mine, nu știu, când văd acest sărut, eu mi-aduc aminte de sărutul care trezește divinitatea din noi. Pentru mine această carte este foarte specială pentru că nu este un sărut pofticios, nu este un sărut care pornește din dorință de a posedea, de a avea pe cineva într-o formă fizică, sexuală, emoțională, inclusiv, și dintr-o recunoaștere profundă a celuilalt ca fiind parte din tine însuți. Aveți numărul 30, poate asta vă spune ceva la capătul setului de cărți, încă măcar acestea trei să vă mai adauge ceva la mesajul dragostei adevărate. Întoarceți-vă inima către lumină. Urmată de o nouă dragoste, posibil această dragoste adevărată, urmată de șabloane relaționale, care pentru mine reprezintă și relații karmice. Relații karmice, relații pe care le experimentăm ca să ne învățăm mai bine și să învățăm să ne analizăm și să... Ce vreau să spun? Să înțelegem că oamenii pe care îi întâlnim reprezintă părți întunecoase sau luminoase ale noastre. Dacă ne simțim bine într-o relație, înseamnă că tocmai experimentăm o parte de-a noastră pozitivă. Dacă ne simțim negativ, experimentăm o latură mai întunecoasă și pe care trebuie să o analizăm și să o curățăm eventual. Eu zic că de aceste relații karmice trebuie să vă eliberați, să vă întoarceți inima către lumină către eventual o nouă dragoste, că aici este lumina, este o stea, da? O stea care vă pică în brațe. 26, 8. 8 înseamnă transformare. 26 6, 2 relații. 6 în acest moment, poate vă întâlniți ori în cartier, ori la locul de muncă, ori la magazin, într-un context foarte asemănător cu casa a șasea, a serviciului pentru ceilalți. Acolo cred că vă întâlniți cu această nouă dragoste, această dragoste adevărată, care vă pică în brațe ca o stea, ca o cometă. Țineți-o bine să nu vă scape, pentru care viteză și hm, interesant, dintre toate stelele care vin înspre pământ, înspre cei care eventual au reușit să se... Hm, Exact, ce vin. Au reușit să se elibereze sau măcar încearcă. Este doar una a voastră Prindeți-o bine, dacă este aceasta. Și bănuiesc că nu că dacă, bănuiesc că aceasta este. Și iar văd aici artificii, un act de magie uh, divină. Și nu doar, și nu doar Simt că ați manifestat această relație într-un fel sau altul, această dragoste. Cine știe de cât timp, poate chiar într-o altă viață. Deși, de mult timp, stați în aceste șabloane relaționale. Ascultați-vă inima și ieșiți din șabloane. Analizați-vă, priviți-vă în oglindă și încercați să înțelegeți de ce ați trecut prin ce ați trecut. La capătul acestui sedecărți de, de oracole aveți susținere. Și totuși mesajul ține de flori, de înflorire. Posibil în această nouă dragoste, dragoste adevărată, aveți șansa să înfloriți. Aveți mediu, prielnic, emoțional, spiritual, artistic, fizic, creativ, pe toate planurile aveți șansa să, să fiți în preajma cuiva care vă hrănește și vă și are grijă de voi ca și când ar avea grijă de o floare. Deși nu aceasta era în plan să spun, au venit aceste cuvinte, posibil pentru unii dintre voi. Și totuși, cartea aceasta exprimă faptul că lucrând cu florile vă deschideți inima. Este o activitate foarte delicată. Evident că nu poți să le smulgi ca pe bruiene și nici să le tratezi la fel. Florile aduc binecuvântări și dacă lucrați cu ele sau le oferiți în dar cuiva, evident că oferiți pe lângă floare o vibrație deosebită și binecuvântări. însă fiți atenți că florile nu doar că sunt frumoase, nu doar că sunt decorative, au și calități. Puteți să faceți aromoterapie Cromato... Cromo sau cromatoterapie? Parcă așa, nu? Cromato sau cromo? În fine, scuzați mai greșesc și eu, dar uh, probabil mai târziu o să să-mi găsesc exact cuvântul. Ideea este să faceți terapie prin culori, prin culorile florilor și nu doar să vedeți că unele dintre ele, de exemplu, echinacea, lavanda, trandafirul, au calități speciale, medicinale. La capătul setului... Vi se confirmă faptul că aveți susținere, sunteți susținuți în scopul vostru în viață, dar trebuie să renunțați la aceste șabloane, cum am spus mai devreme, și să vă întoarceți inima către Lumină ca să fiți susținuți, să vorbiți cu îngerii și nu doar să vă curățați ceacrele, ca să puteți manifesta această nouă dragoste. Posibil! Ar trebui să faceți mai multă yoga sau măcar meditație, dacă nu sunteți de acord cu yoga. Meditația e o formă plăcută de a ne relaxa și de a scăpa de gândurile pe care, în general, gemenii și semnele de aer se confruntă, multe gânduri. Și să nu uitați că multe din aceste gânduri nici nu sunt ale noastre. Sunt ale celor din jurul nostru și, dacă suntem empatici, le preluăm de ca și când ar fi ale noastre. O să încep să fac etalarea pentru aprilie, însă, o carte a vrut să se arate Regele de Cupe. Evident, că unii veți recunoaște un semn de apă care a fost, poate mai și este în viața voastră. Un bărbat matur, deși nu e obligatoriu să fie bărbat, poate să fie și femeie. O persoană matură, foarte emoțională, foarte profundă, care este în stare să iubească. Profund, dar care adesea arată destul de puțin. Este într-un echilibru emoțional pe care nu oricine îl poate avea, dacă este în varianta lui cea bună. Evident că în varianta lui mai puțin bună poate să fie un manipulator, dar cartea a venit normal. Regele de cupe, ca orice rege, vorbește și despre o persoană peste 50 de ani. 40 și spre 50. Mai degrabă 50. Poate să fie și un tată, poate să fie un coordonator, un psiholog, un, un om care dăruiește, într-o formă sau alta. Vedem ce și cum. În general, dacă n-ar fi o persoană anume, eu la aș asemui cu această dragoste adevărată. Pentru că fiecare carte, pe lângă faptul că poate reprezenta o persoană sau o situație, reprezintă și o energie. Pentru mine, regele de cupe reprezintă dragoste adevărată. La capătul setului de cărți ce aveți, fiți atenți. Valetul de spade ați putea fi voi sau oricine altcineva, nevoia de a comunica după sau în această perioadă de izolare sau după o perioadă de izolare, după o perioadă de boală, știu că unii ați fost bunăviori la un moment dat, dar cred că poate să fie și nevoia de a comunica despre faptul că ați început să vă vindecați de un trei de spade, de un trio și sunteți gata, după cum vedeți, aveți sabia în mână aici, sunteți gata, aproape, să luați această sabie a patra, a dreptății, a adevărului, în care sunteți dispuși să clarificați o situație. Care a necesitat, eventual, vindecare. Aici sunteți voi, regina de spade. Voi care v-ați făcut griji într-o poveste foarte frumoasă, cu un semn de apă, la acesta de cupe, care, da, v-a făcut să iubiți cum n-ați mai iubit, dar va crea și dureri de cap. Că așa se întâmplă, e o chestiune de balanță energetică. Nu putem zbura cu o singură aripă, trebuie să le avem pe amândouă, așa spunea Rumi. Ați experimentat această poveste. Posibil unii dintre voi vă vindecați sau la un moment dat, la un moment dat, Povestea aceasta foarte frumoasă a fost afectată de boala cuiva și acum sunteți pregătiți să discutați. Haideți să vedem, mai amestec o dată. Am vrut să transmit acest mesaj pentru măcar câțiva pe care îi știu. Și poate și unii care nu știu. Nu știu ce au experimentat, dar voi vă pregătiți să blocați nu știu, sau nu sunteți hotărâți, am văzut doi de spade și nebunul, nu sunteți hotărâți să o luați la zero, dar trebuie să vă întoarceți privirea către lumină. Zero poate să fie un zero emoțional, sentimental, gemeni, soarele, nu avem să și nodul nord în gemeni, aprilie 2020. Gemenuții. 10 Se aprilie 2020. O să fac altfel, nu mai fac cruce. Mai schimb și eu din când în când. Ah, ce frumos! Sunt că sunteți, îmi place! <laughs> place cartea asta, evident. Cui nu-i place? Asul de spade. Ar trebui să fiți voi. Eventual, sau un alt semn de aer. Voi știți. Spânzuratul. Uneori vorbește și despre semnul peștilor sau casa a 12 ani cunoscutului. Două cărți care reprezintă peștii? Casa idealurilor? Hm. Și nevoia de a comunica clar. Șapte de cupe. Iar cupe mai. Nu ați zice, dar eu știu că semnele de aer au uneori nevoie de emoții mai mult decât alte semne. Cavalerul de spade, trei de, uite, marele preot și cinci de, de mânire. o să și clarificăm. La capătul setului de cărți, valetul de cupe, iar similar cu semnul peștilor, poate să fie și rac, poate să fie și scorpion. Cineva își dorește să comunice emoțional, eventual își dorește o împăcare sau să rămâneți măcar prieteni după ce o persoană dintre voi doi s-a hotărât să se întoarcă, să călătorească către regina de monede, soțul sau soția. Da, au fost lacrimi, au fost așteptări. Inima unora este în continuare rănită, frântă, dar vă doriți undeva un nou început, un nou capitol, această dragoste adevărată, să, să zburați, să comunicați, dar să zburați, așa simt nevoia să zic, către. Această împărăteasă să vă întâlniți și să vă îmbătați și să vă bucurați de această împărăteasă. Că e balanță, că e taur, că este pur și simplu o persoană abundentă, generoasă, poate să fie chiar regele de cupe pentru unii dintre voi, voi știți. Este că, da, vreți să lăsați în urmă da? aceste energii stagnante, obositoare, depresive, derutante, Regina de monede poate să fie similar cu împărăteasa. Capricorn, taur sau, sau, ce mai este, sau fecioară, pentru unii dintre voi. Dar dacă nu poate să fie soția sau soțul, varianta feminină. Că sunt și bărbați care se manifestă foarte feminin. Și acum nu am că cărțile, dar nu nimic. În fine, am transmis mesajul. Haideți să vedem. Începutul lui aprilie e marcat încă de luna martie. Luna martie în care, posibil, unii dintre voi ați sărbătorit pe cineva, știu, pe cineva care a sărbătorit. Dar trecând peste asta, sunteți încă într-o într -o stare de euforie, unii dintre voi. Dar vă dați seama că trebuie să clarificați situația este prea frumoasă ca să reziste în timp. Pentru că vă dați seama că dacă vreți această super fericire, dragoste adevărată, trebuie să faceți niște sacrificii. Spânzurat înseamnă sacrificii. Înseamnă să, să faceți lucruri pe care nu le-ați mai făcut, să priviți lucrurile din perspective pe care nu le-ați mai privit. Și uneori e greu, da? Uneori e foarte greu. Dar 10 de cupe și asul de, de spade, un nou început ar trebui și totuși se întârzie. Posibil acest nou început, vedem. Să întârzie, pentru că sponsorat înseamnă și amânări, datorită acestei uh, situații foarte generale, mondiale, în care trebuie să ne izolăm, da? Apare la sfârșitul lunii 5 de monede. Tot așa. O, un soi de izolare. Vom vedea cât timp va trebui să ne izolăm. Oricum, asul de spade simte nevoia să se exprime în dreptate și să aibă victorie. Da, vă doriți victoria în acest zece de cupe, în această dragoste adevărată. Poate că Unii de-abia acum începe să o experimentați, alții au început mai de mult. Variază de la personaj la personaj. Dar acest început simt eu că este o leacă amânată, datorită situației prin care majoritatea trecem și o situație care ne înțelepcește pentru că spânzuratul capătă iluminarea la sfârșitul perioadei de sacrificiu. V-am zis să-mi spuzați manichiura, lucrez pe rupte și. Așa, printre picături mai uh, fac și tăiări. <coughs> Undeva pe la jumătatea lui uh, aprilie-martie aveți șapte de cupe, șapte, iar doi de șapte, poate șapte, șapte să vă spună ceva, șapte de băte și cavalerul de spate. Ați putea fi voi, sau un alt semn de aer, sau oricine altcineva care simte nevoia să comunice stagnarea asta nu vă priește, mai ales celor care au planete în semne de aer sau de foc, sunt mai impulsivi. Și acest cavaler de spade simte nevoia să comunice. Sau poate primiți niște vești. Acum, este foarte posibil ca veștile pe care le primiți să le... Um, Să le primiți într-un într fel foarte defensiv. Voi încă sunteți în stare aceasta de euforie, încă visați, asta e cartea fanteziilor. Să zicem că ați putea să visați și la alte opțiuni, dar simt că visați la C10 de cupe. Eu așa simt, da? Și acest cavaler de spade, oricine ar putea să fie, nu e obligatoriu să fie semn de aer, acest personaj care vine cu viteză să comunice. Îl primiți într-un mod mai defensiv. Nu știu de ce am, am senzația că vă apărați un pic visele acestea. acestea. Um, iluziile acestea pe care unii dintre voi vi le faceți, sau, eventual, vedem și cum vor fi clarificate cărțile. fanteziile pe care le aveți cu acest personaj. Pe la sfârșitul lui aprilie, așteptați. Trei de bâte. Așteptați să vedeți ce vă aduce viitorul, oportunitățile din zare. Dar posibil trebuie să așteptați încă ceva, pentru că totuși luna se încheie cu 5 de monede. Iar izolare este cartea izolărilor sau a problemelor financiare. Posibil această izolare să ne afecteze și financiar și emoțional mai mult decât uh, conștientizăm sau poate se va prelungi. Vom trăi și vom vedea. Însă, în această perioadă de așteptare și de. lipsă de comunicare. Aveți totuși un personaj în preajmă sau sunteți ghidați să mergeți, dacă aveți susținere, da, și vorbiți cu îngerii, dacă nu aveți un personaj de autoritate cu care să vorbiți, un mare preot, un consilier, sunteți, sunteți ghidați să mergeți Eventual, nu știu dacă la biserică se va putea merge în aprilie, dar măcar să comunicați într-un fel sau altul despre spiritualitate, despre religie, despre tradiții, despre dreptate, despre dreptate divină, despre adevăr divin. Pe vertical văd că acest trei de băte, că o fi semn de foc, că o fi sem, că sunteți chiar voi care ați vrea să renunțați la o relație și să vă, să vă îndreptați către acești 7 de cupe și 10 de cupe. Încă priviți undeva în zare la aceste emoții foarte frumoase pe care le experimentați cu cineva. Și nu e obligatoriu să fie lângă voi. Da? Pentru că toți suntem izolați, poate într-un fel sau altul le simțiți, empatizați. Pe vertical, simt că voi vă doriți un nou început într-o direcție, posibil și profesional, poate și sentimental, evident, și totuși, și totuși, cineva încearcă să apere conceptul de familie și de tradiții. Voi știți, voi știți ce se întâmplă acolo. Vă doriți un nou început. De... Este lupta cu relațiile, cu șabloanele relaționale și cu această nouă dragoste. Nimic frumos, nimic deosebit, mai ales o dragoste adevărată, nu vine ușor. Voi știți, știm toți. Ultima verticală vorbește despre o nevoie acută de comunicare într un context în care și spânzuratul și cinci de monede arată izolare. Și amândouă, și spânzuratul și interesant. Și 5 de monede vorbește despre spiritualitate. Am zis că spânzuratul, da, este iluminat, cel puțin la sfârșitul perioadei de sacrificii. Cei doi din cinci de monede teoretic ar trebui să meargă către biserică. Și e interesant cum chiar merg către marele preot. Și eventual, mergând către marele preot, poate voi sunteți aici dragostea voastră adevărată. Nu înseamnă musai că este perfectă, dar vă completați. Vă completați. Ce nu are unul, are celălalt. Și este mare lucru. Și este mare lucru. Cum am spus, și într-o carte și în cealaltă apare scânteia divină, scânteia înăuntru în voi și undeva în afară, ajutorul pe care primiți prin religie, prin spiritualitate, de la biserică, de la preot, da? în această poveste. Și ajutorul acesta, sau intrând în biserică, începeți să vedeți lumea altfel, să vedeți oportunitățile, da? Oportunitățile, că șapte de cupe înseamnă și oportunități. Începe să vedeți lumea mai frumoasă după această perioadă, da? De probleme, de relații care v-au chinuit. Relații în care a trebuit mai mult să vă luptați și mai puțin să vă simțiți partenerul de lângă voi. Nu știu de ce spun ce spun, dar probabil că este cu un scop. La capătul setului de cărți, de clarificator, ce aveți? Past lives. Vieți anterioare. Că fi relațiile karmice, foarte posibil, pentru că nu e prea, e destul de întunecoasă, da? Relațiile acestea, șabloanele relaționale pe care ar trebui să le analizați, dragii mei, ca într-o oglindă, vedeți? Aici apar ca într-o Întâlnim în această viață oameni pe care am întâlnit și în alte vieți. Și experimentăm acum ce am rămas dator să experimentăm din alte vieți. Deci, nu ținem ranchiună, învățăm și mergem mai departe. O luăm de la zero. Către Da, trebuie să treceți prin, printr-o luptă, prin întuneric, prin luptă. Trebuie să vă lăsați undeva în voia emoțiilor și a situației, nu doar ale emoțiilor. Să plutiți așa în această poveste nouă care începe să se țese într-un fel sau altul. Și să aveți mare grijă că dacă nu vă lăsați ghidați de valurile divine și dacă vă luptați, dacă... Care era cuvântul? Rezistați! Dacă rezistați acestui nou început transformărilor într-un fel sau altul, vă mințiți pe voi înși vă și vă... Ia uite ce arată! Vă stresați mental prea mult. În momentul în care vă lăsați în voia destinului, să zicem, manifestați, ia uite, ce frumos, înflorirea, da? Despre care am vorbit, înflorirea, flowering, da? Similar cu regina de băte, cu sa într-o altă formă. Haideți să vedem multe mesaje. Gemeni. În care -a venit, în genet, și nu Aprilie 2020. Doar, ce vrea să arate? A vrut să se arate participarea patru de bâte într-o situație care va aduce mare satisfacție emoțională, similar cu 9 de cupe, da? În primul rând, ca să vă simțiți fericiți lângă cineva, trebuie să vă simțiți fericiți cu voi înși vă. Și asta descoperiți de-abia când renunțați la aceste șabloane relaționale. Nouă dragoste, am spus, poate să fie o nouă dragoste și pentru voi, am spus la alte etalări. Cred că la berbec. În momentul în care vă iubiți și vă simțiți bine cu voi, puteți să vă implicați, similar cu patru de bâte, de la egal la egal, să puneți bazele acestei relații foarte frumoase. Am văzut și Creatorul. Creatorul similar cu Regele de Budă. Trebuie să învățați să vă creați viața. Să meditați. Și să ce frumos. Să integrați masculinul și femininul. Okay. Okay. Pe ce îmi pregătesc eu acum cărțile în pat? Pe ce îmi nu amestec cărțile? Pe Alchimistul, vi le recomand. Am început să-l recitez după câțiva ani. E chiar fain. E fain. Iar mergeți cu de-a lungul vieții. Urmați cursul vieții. încerca să nu rezistați. Eu zic. Mai zic și eu. Gener. Ok, ok. Ia. Ah, transformare. Scorpion pentru unii. Master. Master sau... Profesorul spiritual. Foarte asemănător, foarte asemănător, dacă cu Marele Preot. Dar e spiritual, nu este religios. E, seamănă, dar nu răsare. Aici îl văd pe oșo. Spun de câte ori, deși nu sunt acolo cu oș tot timpul. Tăcerea. Foarte potrivit, ce drăguț, s-au suprapus cu spânzuratul. Tăcerea similar cu luna. Sunt niște secrete pe care trebuie să le înțelegeți sau să le țineți bine. Să le țineți secret. Secrete care trebuie să le țineți secret. Iar apare înflorirea regina de monede. Ah, regina de bâte. Împărți. probabil că cineva, regina de bâte, se luptă într-un context pentru cineva, știu eu, pentru o doamnă. Vedem ce alte mesaje. Succesul. E fain. Armonie. 10 de cupe. E a doua oară când apare. Ce frumos. Vai, marea preoteasă, vocea interioară. Vai, ce frumos, marea preoteasă pe marele preot. Haideți să vedem și cum le voi descifra. Și existența, similar cu magicianul, da? Următoarea după zero. Punctul în care, ha, ce frumos, e momentul în care voi v-ați dorit undeva, v-am zis, în copilărie, într-o altă viață, într-un moment în care simțeați că nu mai puteți, v-ați așezat în fața cerului și v-ați dorit o nouă dragoste, o dragoste adevărată. Da? Și aca e pe aproape. Ce frumos! Hm. Ok, ok. Ia. de la capătul setului de cărți, doi de cupe, prietenie, o prietenie profundă cu cineva. Și aveți o nouă viziune, similar cu spânzuratul, dar nu e spânzuratul. E mai mult, nu știu de ce mi-arată, mai mult asăgetător. Aveți o nouă viziune de... Vă ridicați, ia uite ce frumos! vă ridicați din acele șabloane relaționale și vedeți lumea, viitorul, vă simțiți esența. Vedeți lumea cu alți ochi, asta vreau să zic. Doi de cupe, o relație foarte profundă. Ia uite cât am mai vorbit. 31. Deci aici. 10 de cupe este clarificat de transformare. Această mare bucurie vă transformă, pe două parte, și posibil simțiți nevoia să comunicați cu acest uh, profesor spiritual. Sau înțelegeți că lecția aceasta a marii bucurii, a marii dragoste, a transformării este, de fapt, un profesor spiritual. Lecția în sine. Asta în cazul în care, într-adevăr, nu aveți de-a face cu o persoană anume. Nu știu de ce eu vă sugerez să citiți și oșo, pentru că aveți astfel de spade, dar depinde ce citiți. Și aveți și profesorul. Luna, luna. Poate la luna în balanță, luna plină din balanță, ce balanță, poate să fie și în balanță, ceva se manifestă. Înțelegeți niște lucruri. Întăcere. Le înțelegeți întăcere. Înțelegeți niște chestiuni legate de emoțiile voastre de ce atras acele relații și în momentul în care vă înțelegeți emoțiile, puteți să manifestați altceva. Ceva frumos, ceva ce vă este destinat să vă înflorească. Pe la jumătatea lui aprilie. Aceste șapte de cupe, aceste opțiuni sau fantezii sau stări de visare pe care le aveți față de cineva, posibil pentru unii să fie semn de pământ, pentru alții semn de apă, variază. Ideea este că aceste stări vă înfloresc într-un fel, vă fac creativi. Vă fac creativi și puteți să manifestați un soi de abundență, de creștere, de protecție, de sănătate, da? Că tot ați avut acolo niște problemuțe de sănătate. Vă simțiți mult mai bine. Și da, este un fel de a te vindeca, visând. De ce nu? De ce nu? Doar peștii știu chestia asta. Și eventual semnele de apă, unele, nu toate. Și totuși există un semn de foc ha, care se luptă hmm. pentru cineva sau pentru ceva. Posibil, dacă voi sunteți aici cavalerul de spade, să discutați cu acest semn de foc. Și nu știu de ce am senzația că îi veți spune că nu a manifestat energia pozitivă acestei regine de, regine de băte, ci a manifestat o atitudine egocentrică într-o relație cu cineva. În această relație, da? Cu cineva pe care a avut-o. Asta e un mesaj pentru foarte puțini dintre voi, evident. a avut pe tavă tot ce a fost mai frumos și în loc să aprecieze, nu știu de ce, am avut impresia că ea mai mult, s-a lăudat cu ce are, nu a apreciat ce are, e o mare diferență, înțelegeți. Și am senzația că dacă voi sunteți acest cavaler de spade, veți exprima către regina, bărba sau femeie, ce ar putea să fie, această atitudine egoistă pe care ea a manifestat-o la un moment dat. Și care eventual v-au făcut pe voi să fiți mai combativi și să... Dar e foarte posibil ca această regină de să fie și foarte posesivă, da? În acest context îl văd pe șapte de bâte foarte posesiv. Dacă voi aveți de-a face cu această regină într-o formă sau altă bărbat sau femeie, repet, vă dați seama că, de fapt, ei au fost foarte posesivi. Și, repet, au vrut atenție, au avut nevoie de atenție. Pe de altă parte, există și alt mesaj frumos. Undeva începeți, prin, pe la jumătatea lui aprilie, să înfloriți și în momentul în care înfloriți, împărțiți din această lumină. Voi găsiți lumina într-un context, într-o poveste care vă transformă cu o persoană deosebită. Că e semn de apă, că e semn de aer, că e semn de pământ, nu contează că apare și taur, apare, apar multe semne, da? Nu contează semnul. E o persoană deosebită, cu care trăiesc niște momente speciale și care vă înfloresc. Începeți undeva să împărtășiți și cu anumite persoane, nu cu oricine, din această lumină pe care o găsiți în relația cu ei. Da? Lumina aceasta care coboară peste profesor e o lumină divină. Profesorul împărtășește o discută cu voi, da? Și uite așa vă transformați. Hm. Și comunicați despre un posibil succes. Sau, eventual, dacă nu e vorba musai despre succes în sensul clasic al cuvântului, comunicați despre faptul că voi doi puteți fi o... Voi doi puteți fi un cuplu de forță. Nu oricine poate să călărească tigru, evident. La sfârșitul aprilie vă găsiți această mare bucurie, armonie. Armonie interioară despre care am zis. Și nu cea pe care o găsiți în nouă de cupe, cea pe care o găsiți lângă persoana potrivită. Lângă sufletul vostru pereche, lângă flacăra voastră geamănă, lângă dragostea aceasta adevărată și în lor, posibil semn de apă pe pentru unii, v-am zis, vedeți lucrurile. Viitorul, cu alți ochi. Și începeți să vă ascultați vocea interioară. Începeți, ce frumos, iar cuplu spiritual. Asta este dragostea adevărată, cuplu spiritual. Legătură spirituală foarte profundă. Vă ascultați și vocea interioară, dar asculta și vocea lui Dumnezeu. Vocea lui Dumnezeu în voi și în afara voastră, prin ceilalți. Iar pești, iar tauri pentru unii. Și în momentul în care aveți acces la aceste două tipuri de cunoaștere, intuitivă și m, tradițională, clasică. Începeți să manifestați această nouă dragoste despre care am zis, lumina și, în primul rând, dragostea față de voi, ca să puteți să atrageți, da? Steaua, cometa aceasta, nu vine către cineva care gândește într-un mod sărăcăcios despre el sau într-un mod victimizant lumina vine tot către lumină. Chiar dacă aveți senzația unor că sunteți în noapte, în frig, în singurătate, lumina atrage lumină. Spuneam că undeva la sfârșitul lui aprilie, manifestați, Ieșirea, să zic, din sărăcie, ieșirea din fric, ieșirea din boală, ieșirea din lipsuri, din șabloanele relaționale, din relațiile karmice și eventual manifestați această... începe să manifestați și asta e un proces în nu? care nu se, nu se întâmplă într-o zi, în două, într-o lună, da? Începe să manifestați o nouă dragoste, o dragoste adevărată, care, repet, 5 de monede, are și varianta lui pozitivă. Vă completați și vă completați exact când aveți nevoie mai multă. Sunt situații foarte critice sau e o situație foarte dramatică la nivel planetar, da? V-ați întâlnit tocmai în această perioadă critică ca să creșteți, mergeți către șase de monede, să creșteți împreună. Ia ce frumos! Doi de cupe, da? Să creșteți ca doi pomi. Aceasta ar fi etalarea pentru gemen, soare, lună, venus ascendent în gemeni, iar am vorbit mult. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, protecție divină și țineți-vă la curent cu ce se întâmplă în viața voastră. Pa!